Eu am ajuns aici mult mai devreme. Ați avut o întârziere mare. Două ore. Gata, mă lasă telefonul. Hai, lasă. Deci la Daciana i-a blocat cardul acum. Da. I-a blocat SIM-ul. Păi, cred că te detect, da, trebuie să sun, SIM-ul, da. Cartela de telefon. Cartela? Da. Ai roaming-ul activ. Cum să nu luăm toate active? Da. În sfârșit, chiar acum ne gândeam cum m-am... Vezi că nu blocat, e din cauza că, deși eu că de-aia m-am urcat în tramvai greșit, eu sunt aici de două ore, da? Așa. Nu m-am lăsat. Bine că ne-am întâlnit. Că țară pe alta durează mult până își revine, știi? Da. Și a zis, nu, bine, hai să vin aici, bine, să iau ăsta, să vin la aeroport. Și m-am suit în tramvai și am luat-o în direcția exact opusă. Am ajuns într-un orășel la ieșire din Basel, în Germania. Și când m-am uitat, iar mi-a picat netul, bineînțeles, și de-aia nu puteam să vorbesc cu voi. Și când am văzut, când am dat, când și-o revenit pe cartela de Orange de Germania, că pot cam roaming. Deci cartela își revine, nu mi-o căiat. Da, își revine, dar mie îmi revine în 5-10 minute, durează până și aia semnal. Da. Mi-au zis că am 40 de minute până la stația asta și încă 20 până la aeroport. Și eram la, deci eram la oră. Mașina. Eu în oraș undeva, dar nu suntem foarte departe. O să ajung de vreme. Eu vreau prima dată o cafea, mamă, da, să stăm undeva la o cafea. Liniștiți. Nu mai am filtre, nu-mi dai tot țigara. Așa, am venit în Elveța să-ți dau țigara. Păi stai că nu știu, trebuie să mă orientez un pic, că nu știu unde sunt. Uite-o că acolo, o terasă, nu-i terasă. Am vizitat orașul ăsta prea mult. Uite cât sunt acolo, terase. E foarte, foarte frumos orașul, acolo e orașul vechi. Dar ce multe biciclete au ăștia aici, ai eu. E super frumos. E cam în orat mai mare. Da, da. Eu v-am zis să vă pregătiți să vedeți. Muntele Pilatus, uite acolo, vedeți? Încă se vede. Haideți că faceți video, mamă, lasă video, că faceți. Ce fain. Stai, mă, dar unde te grăbești? Că se închide la magazin. Aha. Noi avem de mersul. Dar ce verde, la ăștia nimic nu scap, frate. Toate sunt verzui. Ce bine că trebuie să coborâm panta. Ia să mergem noi să bem o cafea. La terasă, așa, ca șmecherii. Uite, pe lac aici. N-am mai ajuns la bărcuțe, căci că dacă te urci în bărcuțe la tonajul meu, piși pe jos, pe acolo te împrăști. Nici nu-i pe jos, e prin apă. Da. Uite acolo-s locul, nu fie la soare. Nu, e la soare. Nu, la soare. Dar stai tu la umbră și eu la soare. Da. Îmi strică ăștia filmarea cu trolerele lor. Uite aici așa la măsuța asta, vezi că e jumate umbră, jumate soare. Da, da. Cafeaua o fi 200 de euro. Aici? Da, dar nu? Unde e jumate umbră, jumate soare? Aici, uite. Aici? E tot soare aici. Nu, undeva unde să scade bine. Uite la aia, prima. Vezi? Aici, asta. Dar cum a fuge mama sa? Uite, plânge după maica sa. Mama, uite, se grăbește maica sa să ajungă. Uite-te, vați. Sunt aici. Mai da. Oh, dar ce departe sunt. Ce fain. Oh, aici e biserică, nu-i? Aici, Catolic. Da, știu. Ce fain e și asta. Egyptian.
Iar a filmat și eu am făcut ca o vacă din aia, care nu am mai făcut niciodată pe scap. Iar ești pe video. Groaznică, o femeie groaznică. Hai, Doamne, ce excursia în chei. Ele are. Oh, da. Aici. Ce aer curat. Și pentru asta plătești 10 euro. Să vezi niște bolovani. Și pe niște verdeață. Și mamă ce tare ești. Nu, trebuie să vii să vezi ceva. Asta e aerul ăsta curat. Da. Uite acolo sus. Parapanții, tiștii. Ai ce bine că e acolo. Oh, ce fain. Turiști în loc aici. Mă să uită și ei. Ai, ce fain. A, păi da. Am intrat în Alpi Elveție, net. Deci aproape zmori. Da. Căsuțe faine. Banca, de unde s-a inspirat? Lord of the Rings, uite, o sta pe banca asta aici și s-a inspirat și o sări cu parapanta. Ia uite, dar nu-i parapanta acum, de ce nu-i parapanta acum? Uite ce faină e strada asta. Super faină. Vine furtuna? Ia. Că e asta ciudat. Uite un cuții. Eu zici că e Phoebe. Joey, scuze. Da. Hai să alergăm și noi acolo. Cred că te lasă să alergăm și noi să facem. Nu trebuie să nu te alergă tu prima. Eu vin după tine. Hai de capul meu. Vai. Ruptă în două. Așa te simți. Vai. Obiectiv. De pe ziua de azi, mor terorizat, mor ținut nemâncată până la ora 5, mor plimba mult pe jos, nu mi-o da nici apă să-mi iau mai de capul meu, mor chinuit, da. Și că vrea să mă duc și să vedem 70 de cascade, ai nebunit la cap, 70 de cascade. De fapt, acolo era Lord, îl se inspirase la Lord. Da, am zis că nu, dacă n-am filmat, să filmăm aici, în Interlaken. Nu trecem pe la terase, pe acolo să mâncăm niște prăjituri înghețate. Fac eu cinste. Iar mă aștept. Cinste la VG-ul. E un centru și o pijă. Dacă mai faci mult video, nu mai e nevoie să intru la WC. Nu facem, facem direct pen, oh, facem pe nu. Și iar ai făcut cinste. N-ai filmat, ai zis de-am pulea. Uite aici de arsă mie un ceas de, un ceas, un inel de logodnă și eu la pensie îți iau un din ăsta. Adesea că ăsta e de dame. Este și de bărbat. La zenit. Super. Chiar să te pui la măsuțe. Nu, no, zici și tu să nu-mi dea prin cap. Nu, no, păi nu te-ai gândit că ieșim un pic așa în gură față. Nu, nici nu m-am gândit că ieșim așa. Am coborât de la club.
Îi mergem către casă. N-am agățat nimic. Putem pe ăsta. Putem, Doamne feri. De-a luluș. Fain. Doamne, nu suntem normale. Gata, se juru. În Switzerland. Ultimul video de final. Da. Merge către gară, o să luăm un tren din ăla izdos. Zice Aditya, păi nu știu, n-am mai fost cu trenul ăla de veție. Și în aeroport, aici aș mai fi stat, aici aș mai fi stat, încă un an. Exact. Fain. Nu e așa cald. Dacă suntem la umbră, poate de aia. Mă duc în bilet.